tuturor celor din Zodia Taur sau care veți ascendentul sau luna în Zodia Taur și bine v-am regăsit la citirea generală pentru luna august 2024. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, puteți să lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din luna august și aici avem un doi de monede. Căutați variante, fie să câștigați mai bine, fie sunteți împărțiți între mai multe direcții și uneori simțiți o oarecare presiune, nu știți, nu știți cum o să-i faceți față până la urmă, dar aici vorbim și de anumite provocări uh, venite din partea unei persoane în zodia de aleu sau semne de aer, gemen, balanță, vărsător. Poate pe de o parte vă luptați pentru o cauză, pentru muncă, pentru a ieși învingător dintr-o situație, iar pe de altă parte va trebui să vă înarmați cu multă răbdare. Într-o chestiune personală, pentru că aici sunt anumite detalii care nu au ieșit încă la nivel, deci nu puteți grăbi anumite lucruri până când nu știți toate datele poate veți trece pe sub uh, lupa cuiva, veți fi testați sau uh, pot apărea anumite situații în care sunteți puși la încercare într-adevăr, dar sunteți pe calea cea bună. În a doua săptămână avem valetul de monede, învățați lucruri noi, poate unii studiați lucruri noi, alții dați vreun examen în săptămâna aceasta. Aveți mai multe mesaje, vorbim de foarte multă confuzie, probleme legate de familie, dar văd și o realizare în casă, în familie și sunteți în așteptarea unei vești. Voi așteptați să descoperiți un miracol. Oricum vor fi mai multe situații care vor ieși la iveală, să știți, și văd foarte multă dezvoltare, creștere, mai ales din punct de vedere profesional, cred că aici o să fie lupta voastră și aici încercați să aflați adevărul sau poate unii faceți niște cursuri, studiați ceva, vreți să creșteți în ochii cuiva pe la locul de muncă. În a treia săptămână poate aveți de face cu un alt semn de pământ, ori sau capricorn, dar aici vorbim de foarte multă protecție. Nu, va fi o săptămână a banilor și cum să faceți mai mulți bani și cum să strângeți, cum să vă <coughs> creați o stabilitate și vă văd foarte perseverenți. Pe de altă parte vorbim și de o muncă în echipă sau unii dintre voi încercați să vă protejați prietenii, familia sau relația de dragoste. Veți fi foarte practici în săptămâna aceasta. Și încercați să puneți la adăpost sau să fiți... N-am avut foarte multe discuții. Deci voi veți fi și foarte precauți în tot ceea ce faceți, dar în același timp veți avea grijă de nevoile voastre personale. Și da, puteți intra în contact, puteți vorbi cu o persoană care să vă îndrume, care să vă ajute pe mai departe. Urmând ca în a patra săptămână să avem un șapte de monede până la rezultatul final sau până la situația aia miraculoasă pe care o așteptați voi, mai este cale lungă, mai aveți de așteptat. Asta vă roade, vă macină foarte tare. Cât mai aveți de așteptat, când vi se schimbă norocul, când se întâmplă ceva minunat în viața voastră. Posibil să aveți de face și cu zodia berbec sau semne de aer în balanță vărsător. Veți fi puși așa într-o pauză de gândire, veți medita asupra unor lucruri. Aici, din cauza persoanelor cu care intrați în contact și vă duc în eroare sau, în alte situații, aveți contact sau intrați în contact cu mai multe persoane și, momentan, nu știți ce să faceți, parcă aveți nevoie așa de o pauză, voi cu voi înși vă. În dragoste avem lumea, este finalul unui capitol, finalul unui ciclu, aveți de-a face cu zodia vărsător, leu sau un alt taur. Încheiați <coughs> o perioadă în care tot ați fost rădați, folosiți, mințiți, manipulați. Nu pe degete, că este vorba de o eliberare, parcă aveți așa ca o satisfacție că în sfârșit o perioadă negativă, neagră, din punct de vedere amoros, a sfârșit și apar niște schimbări într-adevăr, unii chiar vă veți muta cu persoana iubită, alții veți fi curtați de două persoane în același timp și veți fi puși în fața unei alegeri. Dacă ați fost lipsiți de dragoste sau nu ați înțeles povestea de dragoste în care v-ați aflat până acum sau atitudinea persoanei cu care ați vorbit, lucrurile încep să se schimbe în bine. Pe planul profesional încă așteptați un răspuns, încă așteptați o decizie. Da, posibil să aveți de-a face și cu Zodia Pești, dar și semne de foc brebecle, o săgetător. Voi așteptați un start, voi așteptați... Nu știu, să vi se transmită ceva ca să puteți rezolva problemele. Sunteți ținuți pe loc de către cineva. Poate aveți un business sau vreți să dați drumul la un business și nu puteți din cauza că întâmpinați niște piedici și nu puteți demara anumite acțiuni din cauza unei persoane sau unei situații care vă ține pe loc. Sunt anumite probleme în anumite companii sau firme sau proiecte, dar nimic de aici nu ar fi nu știu cum să zic, fără o rezolvare. Vă agățați aici, vă mulțumesc cu jumătăți de măsură, aici este problema, că stați prea mult uitându-vă în trecut, că era mai bine, că era altfel. Pe planul financiar, ia uitați, să duceți niște lucruri, poate lucrați la comision și văd că veți câștiga. Mi apar niște bani aici la voi care vor veni și sunt siguri, sunt palpabili. Da, vorbim de o siguranță financiară, apar anumite oferte noi, idei noi, planuri noi care vă fac curioși și simțiți că de aici există foarte mult potențial către un venit mai sigur de viitor, da, sunt situații noi sau noi surse de venit care vă pot ajuta să schimbați situația în care vă aflați sau toate problemele pe care le întâmpinați la momentul actual. Pe sănătate vă uitați în zare, cred că este grija pentru cineva, vreți să știți sigur, sigur, o persoană foarte epuizată, dar și voi, aceia dintre voi care aveți o muncă statică, va trebui să faceți mai multe mișcare pentru că pot apărea anumite probleme, cum ar fi hemoroizi, durerile de spate, sau stați foarte mult la muncă și aici vorbim despre exces, da? despre epuizare din toate punctele de vedere, dar nimic nu este întâmplător. Bine, voi aveți satisfacții din punct de vedere profesional, dar văd și niște analize pe care le veți face care vor ieși bine. Poate o să aveți nevoie de un tratament. Unii, da? Zic unii, nu toată lumea. Provocarea are legătură cu un cavaler de monede, lucruri care bat pasul pe loc. Ce se întâmplă? frici, neputințe și sacrificii. Cred că aici aveți un conflict fie cu un semn de pământ aurfecioară, capricorn, fie cu un semn de apă, rac, scorpion sau pești. Duceți niște lupte. Vă dă o persoană, o femeie, destul de temătoare în ceea ce vă privește. Dar voi nu cunoașteți parcă detaliul acesta. Dar vi se va arăta adevărul. Cred că este vorba de o competiție, o concurență, o rivalitate pe la locul de muncă sau... Vorbim despre o prietenie falsă, despre o persoană care v-a garantat că va ține pentru totdeauna la voi sau că nu vă va răni niciodată și se pare că demascați o așa zisă persoană prietenoasă sau prietena când de fapt n-a fost niciodată, îi veți simți cu sufletul și mai apare o rezolvare pe problemă de dragoste. E posibil ca cineva să vă, să vă trateze doar amical sau prietenește, dar de fapt acea persoană să fie îndrăgostită sau să vă iubească în adevăratul sens al cuvântului și se va demasca situația aceasta, vă va spune în față sau vă veți da seama concret ce simte cu adevărat pentru voi. Iar surpriza vine cu un op de spade, ieșiți dintr-un blocaj, dintr-o stagnare dintr-o lipsă de bani, de energie și chiar veți fi mai activi ca niciodată, chiar vă veți gândi sau veți jongla cu niște situații, cum va fi mai bine. Dar apare încheierea unor capitole negative din viața voastră, a venit și momentul să lăsați în urmă tot ceea ce provoacă durere. Aveți idei bune de viitor, aveți un plan pe care îl stabiliți, dar încă unii dintre voi veți încerca să înțelegeți strădarea prin în care ați trecut, parcă nu vă rupeți în totalitate și nu prea vă face bine pentru că rămâneți blocați în anumite gânduri. Nu mergeți mai departe. Poate fi vorba și de o împăcare, o declarație de dragoste, un drum lung către un eveniment. O persoană cu care n-ați mai vorbit, rea legătura cu voi, vă caută și vine cu un angajament stabil, serios către voi. Poate are legătură pe muncă, negociați sau renegociați un contract, dar poate fi vorba și despre o împăcare, persoana evită, care v-a lăsat în urmă la un moment dat. Pentru că aici vorbim despre situații nefinalizate, neîncheiate, situații care au rămas în aer. Și vorbim de multă faimă pe la locul de muncă, dar vă este teamă de poziția aceasta, pentru că atrageți mulți dușmani, între ghilimele, foarte stresați, sunteți foarte anxioși, foarte obosiți, încă aveți speranță în suflet că totul se va îndrepta și voi veți fi bine, dar momentan energia momentului pentru voi este foarte stresantă. Nu vă regăsiți în uh, situațiile pe care le întâmpinați sau nu știți cum să ieșiți din anumite situații sau dacă vă mai răsări soarele pe, pe strada voastră. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!